Bună ziua! Vreau să felicit pe domnul europarlamentar Cătălin Ivan pentru organizarea acestui eveniment. Chiar dacă dânsul este neafiliat politic, am toată convingerea că el, ca și organizator acestei dezbateri, s-a afiliat deja cu autorul vieții, care cred din nou că îl va sprijini pentru a organiza cea de-a doua ediție din martie 2020. Fundația Estera este un centru de consiliere pentru femeile care trec prin criza unei sarcini neplanificate și a familiilor acestora. Scopul fundației este să empatizeze, să informeze și să sprijine femeile în criza unei sarcini neplanificate, ajutându-le să iau o decizie în cunoștință de cauză, după ce au înțeles valoarea vieții copilului născut din punct de vedere biologic și spiritual. Femeile care au decis să păstreze sarcina devin beneficiare a serviciilor Fundației Estera, oferindu-le sprijin în toată perioada de sarcină, iar copilului care se naște îi oferim un trusou la naștere și cele necesare în măsura posibilităților până ce împlinește un an. Fundația țintește calitatea vieții familiei în criză, ajutând partenerul și întreaga familie în vederea unui climat propice creșterii și dezvoltării noului născut. Oferim sprijin femeilor care experimentează sindromul post-avort, fără a le condamna, ci a le ajuta să depășească acest sindrom și să primească iertare și eliberare. Fundația tratează cu demnitate și sensibilitate copilul nenăscut, pe fondul realității că el, copilul nenăscut, este o persoană de la început. Avem convingerea că un om nu devine om, ci el este deja om în fiecare etapă a dezvoltării sale, începând cu momentul concepției. Fundația are proiecte în zona prevenției, fiind prezentă în școle din zona de vest a țării, oferindu-le elevilor, începând din clasa 7 până în clasa 12-a, programe educaționale abstinențe legale libertate, lecții care conțin importanța unei imagini de sine la adolescență și pericolul contactării unei boli cu transmitere sexuală și consecințele întreruperii de sarcină din punct de vedere biologic, afectiv și spiritual. De asemenea, fundația este implicată activ în conștientizarea opiniei publice asupra perspectivei corecte asupra copilului nenăscut, considerându-l a fi cineva, o persoană, nu ceva, un obiect, o aglomerare de celule sau un produs genetic, ci considerându-l o persoană. Este implicat în spațiul public prin campania 40 de zile pentru viață, care se desfășoară în momentul acesta în toată lumea și la Timișoara, și prin marșul pentru viață. Și vreau să spun cu mare sensibilitate că la marșul pentru viață din anul acesta, din 23 martie, va fi parte acestei manifestări, una din primele produse ale consilierii femeilor în criza unei sarcini. O fetiță care acum are aproape 20 de ani va cânta în spațiu public cu o voce aproape opozabilă cu cea a lui Celine Dion, o artistă adevărată. Rezultatele concrete ale Fundației Estera în cei 20 de ani de activitate: au fost salvați de la avort aproximativ 1600 de copii. Despre ei vorbim noi. Sunt mulajele copiilor de la 7 săptămâni la 10 săptămâni. Și ei sunt persoanele importante pentru care toți cei care suntem pro-life luptăm ca ei să trăiască. Și aici am un calendar al Fundației Estera cu copiii reali născuți prin Fundația Estera. Noi am vorbit despre ei când nu-i vedea nimeni. Acum ei vorbesc despre noi, după ce s-au născut și se bucură părinții și toți ceilalți. Au beneficiat de programe educaționale aproximativ
16.000 de elevi. În una experiență de 20 de ani, Fundația Estiera condițiile că este necesar ca programul educațional Abstinență Egal Libertate să se extinde la nivel național, fiind considerat unul foarte necesar de către toți factorii responsabili din toate școlile unde s-a prezentat acest program. De asemenea, considerăm necesar să îi se ofere femeie în criză unei sarcini planificate informații solide despre sarcină, despre valoarea copilului nenăscut și de dezvoltare intrauterină. Propunerea noastră este să îi se ofere femeie în criză unei sarcini un timp de gândire după cererea ei de a face avort. Experiența noastră certifică faptul că decizia luată pe fondul unei crize ulterior va fi regretată și poate avea consecințe pentru întreaga perioadă a vieții.